Salutare copii! Sunt învățătoarea Purcaci Tatiana și din nou călătorim în miraculoasa lume a literelor care s-au prins în horă în abecedar. Iar elevii curioși din clasa 1 abia așteaptă să le cunoască. Pentru început să descoperim răspunsurile la următoarele ghicitori. Roată rotită, de om muncită și de lume înghițită. Pâinea. Am un frate, țese o pânză minunată, fără iță, fără spată. Păianjenul. Are blana mătăsoasă, la căldură toarce în casă. La lăbuțe are gheruțe, stau ascunse în pernuțe. Pisica. Deci am descoperit răspunsurile pâinea, păianjenul, pisica. Observați ce sunet se aude la începutul acestor cuvinte. Sunetul P. În toate trei cuvinte, la început se scrie litera P. Deci astăzi vom învăța sunetul P, mic de tipar, și vom scrie litera P, mic de mână. Să analizăm următoarea imagine. Pe cine vedeți în imagine? Dați nume personajelor. În imagine vedem pe tata și Ciprian. Cine le ține companie? Câinele Lupu le ține companie. Ce face tata? Tata face o pârtie. Ce este o pârtie, cunoașteți? O pârtie este o cărare prin zăpadă. Ce face Ciprian? Ciprian tot face o pârtie pentru câinele său, Lupu. Să analizăm următoarea propoziție. Copilul face o pârtie. Reprezentăm grafic această propoziție. Câte cuvinte auzim în această propoziție? 4 cuvinte. Marcăm fiecare cuvânt prin segmente. Deci 4 cuvinte. Să împărțim aceste cuvinte în silabe. Cuvântul copilul are 3 silabe. Marcăm fiecare silabă prin segmente. Cuvântul face 2 silabe. Cuvântul o este format dintr-o singură silabă. Și cuvântul pârtie, format din 3 silabe. Revenim la cuvântul copilul, care are 3 silabe. Care este prima silabă din acest cuvânt? Silaba co. Primul sunet auzit în această silabă este c, consoană. Al doilea sunet este o, vocal. Următoarea silabă din cuvântul copilul este pi. Auzim în această silabă primul sunet p, consoană, și al doilea sunet i, vocală. În silaba a treia din cuvântul copilul auzim trei sunete. Primul sunet este L, consoană. Următorul sunet U, vocală. Și al treilea sunet L, consoană. Observăm sunetul P. În cuvântul copilul se aude în interiorul cuvântului. În ce cuvinte mai auzim sunetul P? În cuvântul pârtie. Ne reamintim, cuvântul pârtie are 3 silabe. Prima silabă este pâr. Se aud 3 sunete. Primul sunet p, consoană. Al doilea sunet î, vocală. Și al treilea sunet r, consoană. A doua silabă din cuvântul pârtie este silaba T.
auzim două sunete. Primul sunet T, consoană. Al doilea sunet I, vocală. Și a treia silabă din cuvântul pârtie, E. O silabă formată dintr-un singur sunet, vocală. Vocala E. Și în acest cuvânt auzim sunetul P, dar la începutul cuvântului. Să denumim acum și alte cuvinte în care auzim sunetul P, la începutul cuvântului. Patine, pară, păun, cuvinte în care auzim sunetul P la mijloc sau în interiorul cuvântului. Trompetă, vulpe, copac și cuvinte în care auzim sunetul P la sfârșit de cuvânt. Dop, lup, ciorap. Acum să citim următoarele cuvinte. Pârtie, prieten, poartă, lopată, lupu, ciprian. Observăm în cuvintele citite nume proprii. Lupu, ciprian. Ne amintim că numele proprii se scriu cu literă mare. Să alcătuim câte o propoziție cu fiecare din acest nume. Câinele bunicilor se numește Lupu. Și cu cuvântul Ciprian, Ciprian este un prieten de nădejde. Copii, cuvintele citite mai sus le vom întâlni în următorul text. Vă mai amintiți ce este un text? Un text este alcătuit din mai multe propoziții care sunt legate prin înțeles între ele. Fiecare text are un titlu. Titlul se scrie la începutul textului, la mijloc de pagină. Titlul textului pe care urmează să-l citim este Un prieten credincios. Să citim textul. Un prieten credincios. Cerul cernea din înălțimi mii de steluțe. Tata croia o pârtie spre poartă. Ciprian luă iute o lopățică. Începu și el să arunce neaua în părți. Intră în casă, puiule! Ai să răcești! Nu pot, tăticule! Această pârtie e pentru lupu. El e un prieten credincios. Câinele dădea din coadă mulțumit. Am citit textul Un prieten credincios. Observăm în text titlul textului scris la mijloc de rând. Observăm în text și alineatele. Alineatele sunt spații lăsate la începutul rândului pentru a marca o altă idee în text. Vă recomand să citiți textul de mai multe ori pentru a înțelege cât mai bine conținutul, iar în continuare vom rezolva câteva exerciții. Care este varianta corectă de răspuns pentru următoarele întrebări? Prima întrebare. Unde are loc acțiunea? Acțiunea are loc în casă, în curte sau în stradă. Vă amintiți, în text se menționează că Ciprian împreună cu tata era în curte. Când are loc acțiunea? Toamna sau iarna? Desigur, iarna. Acum să formulăm răspunsuri complete pentru următoarele întrebări folosind informații din text.
era timpul afară. Afară era un timp frumos. Din cer cădeau mii de steluțe. Ce făcea tata? Tata croia o pârtie. Ce a hotărât să facă Ciprian? Ciprian hotărâ să facă și el o pârtie pentru Lupu, cățelul său. Cum își manifesta câinele bucuria? Câinele tătea din padă mulțumit. Să descoperim cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele. Iute, pârtie, credincios, mulțumit. Sunt cuvinte citite în text. Iute, repede. Pârtie, cărare. Credincios, fidel. Mulțumit, bucuros. Acum să descoperim următorul enunț. Cuvintele sunt încurcate în propoziție. Cuvintele sunt următoarele. Prieteni, are, cine, sărac, e, nu. Primul cuvânt este cine. Următorul cuvânt are. Urmează prieteni. Nu. E. Sărac. Am obținut propoziția. Cine are prieteni, nu e sărac. Să formăm cuvinte noi, pornind de la termenul dat. Avem cuvântul prieten. Ce alte cuvinte putem forma? Iată câteva exemple. Prietenos, prietenie, împrietenit. Puteți forma și alte cuvinte. În continuare vom scrie litera P, mic de mână. Observăm în modelul de la ecran cum se scrie litera P, mic de mână. Litera P, mic de mână, se scrie cu un cârlig și o zauă. Acum să observăm și următorul exemplu. Cârligul. Și zaua. Copii, pentru exersare vă recomand să scrieți pe caiete 3 rânduri de litera P, mic, de mână. Dar înainte de a scrie, vă amintesc, faceți ordine pe masa de lucru, aranjați caietul înclinat, luați o poziție păstrând spatele drept, mâna stângă pe caiet, iar cu mâna dreaptă scriem litera. Imediat după ce scrieți litera P, mic, de mână pe caiete, veți scrie următoarele cuvinte. Corp, copaci, picătură, ploaie, câmpie, pește. Cuvintele le veți scrie din rând nou, primul cuvânt din aliniat cu literă mare, următoarele cu literă mică. Nu uitați să lăsați două spații între cuvinte, iar literele să fie legate în interiorul cuvântului. Vă puteți orienta după cuvintele scrise la ecran sau puteți scrie sub dictare. Corp. Papuci. Pi-că-tu-ră. Ploaie. Câmpie. Pește.
Imediat după scrierea acestor cuvinte, veți transcrie și următoarele propoziții. Ciprian se spală cu săpun și apă rece. Mioara prepară un suc de portocale. Pentru a scrie prima propoziție, vom păstra alineatul din rând nou. Următoarea propoziție o vom scrie în continuare. Veți putea verifica corectitudinea scrierii observând modelul de la ecran. Copii, lecția virtuală a ajuns la sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să continuați explorarea literelor din manualul de abecedar.